Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Na, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou gameplay. Zici că-s luna, numai jumate se vede din fața mea. E un joc pe telefon, practic, de aia se vede așa de futut. Se numește Chicken Scream, eu fost lene să downloadez aplicația de aia de înregistrat pe telefon, sincer, și am zis că îl emulez pe calculator, că e Codrin mare hacker. În jocul ăsta, practic, trebuie să strigi ca să sari și să vorbești cu găinușa ca să umble. Și probabil o să fie un videoclip mai scurt, nu știu, o să încercăm să trecem câteva nivele. Să vedem cât poate fi de greu, uitați-vă cât de încet se mișcă vrăbiuța. Dacă tac, nu se mișcă. Vrăbiuță? Acum este momentul când trebuie să sari, vrăbiuță! Nu, oprește! Sari! M-am lovit! Am murit! Replay! Nu mă oprește pe mine acest nivel. Ăsta e jocul făcut special pentru mine, pentru că îmi place să joc! Deci, găinușă, du-te încet până la ușă. Încet. Și acum, dintr-o dată, sari, găină! Oprește-te! Încă puțin să avansezi, te rog, și acum să sari de parcă... mai mare. Hai să vedem cum se mișcă găinușa când aude că strig sare. Exact. Iar acum încearcă să mergi normal, mergi la piață. Sari, găină! Nu, că am tușit. Am tușit găinușa. Am tușit. Și acum sari, te rog, peste hăul vieții. Acum oprește-te. Și mergi încet, da? Când... Sari, găină, sari! Nu știu, cred că fac ceva greșit, dar cred că urmez instrucțiunile. Așa e că joc bine jocul. Da, mi se pare că joc destul de... Dar găinușa încet. Și acum sar de parcă ești Peter Pan. Oprește-te încet. Așa, du-te încet, frumos. Și acum dintr-o dată jos cu comunismul. Bă, am un punct, chiar așa de greu e. Mai încet găinușa, mai încet, că nu ne grăbim nicăieri. E ca și cum n-ar mai fi reduceri la piață, la morcovi. Așa, acum mai mergi încet, morcovi ieftin. Și dintr-o dată cartofi la 2 lei. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. Să-mi suși pula de reclamă. Bun, deci cine a făcut acest joc? Este un psihopat, da? Este un psihopat fără de margini, care merită să fie bătut de Scooby-Doo! Cu o bâtă de baseball să fie bătut de Scooby-Doo și futut de Velma! Bă, dar e prea greu, mă! Este mult prea greu, dar dacă mă străduiesc puțin, cred că pot să ajung puțin mai departe decât de obicei! Am trecut de best score, da? Deci vă rog frumos, acum suntem pe cale să primim cel de-al doilea punct! Da, am impresia că ăsta tot mere cum vrea el, chiar dacă eu strig la el, chiar dacă eu vorbesc, mă auzi? Te găinușă, du-te și dintr-o dată cum sari! De ce nu mă asculti, găinușă? De ce vrei să ne certăm? Vrei să te trimit înapoi? În Turcia, de unde te-am luat? Găină, mai încerc doar de câteva ori cu tine, căci nu mai am răbdare, bine? O să-mi întrec scorul! Nu mă dezamăgi, trebuie să ne concentrăm și acum sari! Bun, și acum mergem încet și nu trebuie să întrecem limita de sunet, căci dacă o întrecem o să sară și o să dea cu capul de prostia aia. Perfect. Și acum vom face săritura vieții din Assassin's Creed. Altair, sari, Altaire! Bun, încet, nu te panica, găinușă, încă puțin. Futu-ți morții, mătii Barbie! Aici primim un semn de atenție, cred că trebuie să vorbim destul de repede, căci altfel se duce Dumnezeu aici, ar trebui să-l chemăm pe Eminem să ne cânte rap, God, ai de pula mea, am scăpat. Go, Gadget, du-te, Dumnezeu! Neocica, am câștigat o găină nouă. Ia, o putem să jucăm cu găina asta acum. Haide, găinușa, acum suntem mai experimentați, acum sări direct! Găină, dacă mă mai dezamăgești încă o dată, te tai în bucăți și te vând! Găină, n-o să-ți mai spun de multe ori, te trimit în stradă să vinzi cocaină la toți boschetari! Albă, ca să poată aștia 7 pitici! Haide, și acum încercăm cu o frumoasă și bestia! Și dacă înțelegem cum funcționează acest joc, dar de fapt credeam că am înțeles deja cum funcționează. Și totuși, uite-ne cum murim aproape la fiecare nivel! Acum e simplu aici. Sar și ia coinul, așa. Și acum te mai miști puțin. Încă puțin, te rog frumos, așa. Nu, pe rușpe, a fost o minciună incredibilă. Șocant, mondial, acum la capat o să-l avem pe Codrin Bradea, care se pare că are o pulă de metal. O pulă de metal și nu este... Am strigat acolo. Bine v-am regăsit la știrile de la ora 7. Astăzi a murit o femeie în timp ce murea. Ce-am putut să spun? Scuzați-mă, sunt pe cocaină și de aia.
De asemenea, sunt bipolar și câteodată îmi vine să stric fără nici... Mă simt de parcă aș retrăi iar și iar mitul lui Sisif cu acest joc. Pe care cel mai probabil nu trebuia să-l descarc, căci... Hai că cred că mă descurc tot mai bine, nu-i așa? Așa este, Codrinea, spune a doua personalit. Zâna cea bună se întâlnește în pădure cu porcușorul agresiv. Măi, porcușorule, iar dau de tine! Hai să-ți împlinesc trei dorințe. La care porcușorul, mori, mori, mori! Tăticule, se roagă Bulișor, spune-mi și mie o poveste! Dar tu nu mai ești un copil mic, Bulișor. Ei, și nu spui tu că-i zici mereu po... Discuție între două blonde. Ce ai cerut anul acesta? Lui Moș Crăciun, spune-mi! $50 ca la toată lumea. V-ați prins? Că era curvă și adică eu nu-mi plac bancurile astea. O carte de biserică. Binecuvântat este Dumnezeul nostru pentru totdeauna cu... Cel ce cu arătarea ta mântuie și ai mântuit tot. În vremea aceea era la Ierusalim sărbătoarea noirii templului și era iarna afară. Doamne Dumnezeul nostru, care te-ai arătat în biserica aceasta lăcaș al tău prin venirea Sfântului și de viață făcătorului tău de Duh. Încinstita ungere care a sfințit pe proroci și pe apostoli și a încăduit să intre în tine. Dar această biserică sfințită în numele tău, să intre în tine, dar această biserică sfințită în numele tău și în cinstirea, până la mea vorbește ceva, Codrine, că nu mai văd unde am rămas cu textul și de timp o să mă oprești de aici, oprește hocul. Caută cu ochiul tău cel milostiv, Doamne! Și iarăși ne primește pe noi! Doamne, trebuie să mai aștept puțin. Tu singur poți fi țican! Numai gata! Dacă nici cu harul lui Dumnezeu... Da, oameni buni, cam asta o să fie cu clipul ăsta. Nu vreau să fac mai mult, că mă doare vocea și mă doare capul. Cred că în astea câteva minute, chiar dacă a fost scurt clipul, cred că am strigat mai mult decât Jacksepticeye în toată cariera lui. V-am pupat, desigur, și ne vedem data viitoare. Mua!